Interpreții excepționali prin cânt și prin verva actoricească au fost îndelung ovaționați în capodopera donizetiană L'Elisir d'Amore sub bagheta maestrului Marco Balderi în fruntea orchestrei Festivalului Darclay și a corului filarmonicii George Enescu pregătit de Iosif Ion Prunăr. Ediția jubiliară Darclay 2015. L'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti, partea 1, duminică, de la ora 16 la TVR2.